Bună seara și deschidem acest vlog cu o calitate video extrem de bună și cu o lumină extrem de bună. Glumesc, bineînțeles. Doar două cuvinte vă zic. Este vineri. Am și uitat ce dată este astăzi, 10 februarie, da? 10 februarie. Și noi ne pornim spre aeroport. Este 11 și un sfert seara. Noi ne pornim spre aeroport pentru că Alexandra aterizează din Paris în Timișoara. A fost acolo într-o vacanță bine meritată după sesiune și acum mergem să o luăm și va rămâne în Timișoara câteva zile și am vrut să facem un vlog pentru că Ghice astăzi începe și concediul meu de o săptămână și al meu cred că e bine meritat după multe luni de lucru fără pauze în afară de weekend. Așa că să vedem ce se va întâmpla zilele astea. O să fiu curioasă pentru că nu am mari planuri, doar să ne încărcăm bateriile. După ce am deschis vlogul aseară, sâmbătă, și eu mă duc la, am programare la unghi aici în zonă și am zis la Mihai să mă lase că mai am 20 de minute să merg puțin pe jos pentru că problema cea mai mare a corporatiștilor este durerea, mă rog, durerea. Suntem foarte sedentari și eu cel puțin țin nevoie de plimbări, mai ales în ultima perioadă, pentru că stau foarte mult pe scaun. Văd chestii noi pe aici. nu mai am treabă așa mult prin zona asta. Eu stau în celălalt capăt orașului și am venit la unghi pentru că ultima, deci în vlogul care l-am postat ieri, după ce am revenit, să zic așa, erau proaspăt făcute unghiile, dar acel vlog e filmat de foarte mult timp. A venit aseară Alexandra, totul bine și nimic, e o zi super, super frumoasă, așa ca și lumină, pentru că avem mult soare, dar e destul de frig. Și suntem în 11 februarie, da. Nu bine, cred că deja a trecut atâta timp. Și mi-e sete și abia aștept să beau cafea. Și știu că o să mă aștepte Chris sigur cu cafea. Cam atât. Am vrut să povestesc cu voi la o lumină mai potrivită. Și avem aici un membru călător al familiei noastre. Bună! Cum a fost la Paris? Mie mi-a plăcut foarte tare și mă gândeam că o să fie o excursie scurtă și atunci când am luat bilete mă gândeam că aș fi putut să mai prelungesc, dar a fost o excursie foarte activă, adică deloc concediu, doar de stat. Așa am avut zile în care mai stăteam în parc, citeam, dar foarte scurt, pentru că m-am cam plimbat în fiecare zi foarte mult și am vizitat tot felul de muzee, palate și multe grădini frumoase, parcuri. Ce drăguț! Și dacă ar trebui să recomanzi ceva ce nimeni nu ar trebui să rateze în Paris, ce ar fi? Păi na, depinde ce le place fanilor tăi. Ce mi-a plăcut mie, pot să zic, nu că neapărat n-ar trebui să rateze, pentru că probabil lumea
o să meargă la Louvre, la Muzeul Orsay, la Muzeul Orangerie și așa, ceva care e foarte cunoscut, merită văzut din punct de vedere cultural, dar ce mi-a plăcut mie foarte mult erau niște chestii la care cumva nu mă așteptam să le văd. Mai ales că nu le aveai planificate neapărat. Da, mai ales că am planificat foarte din scurt călătoria și am pus pe hartă unele locuri, dar habar n-aveam cum arată, adică am văzut poate o poză, am pus-o pe hartă și n-am dat importanță. Uh-huh. Au fost niște parcuri care nu sunt nici grădinile Luxemburg, nici celelalte care reușesc să pronunț lângă Louvre, care încep cu T. Ci este un alt parc, i-am uitat numele, sincer, dar pot să zic și să scrii. Foarte drăguț, care are un muzeu al evoluției, un muzeu al paleontologiei, niște sere minunate, enorme și acum, în perioada asta, erau al 10-lea an la rând, o expoziție cu orhidee în serele acelea, era minunat. Mm. Pentru că nu erau, nu știu, 10 feluri, erau 100 de, mă rog, exagerez, dar foarte multe specii de orhidee și, na, plin cumva, nu știu, nu ca la noi în multe locuri când mergi la o expoziție, ceva anume, așa nișate, destul de sărăcăcios, așa, a fost chiar frumos. Am fost la un muzeu al parfumurilor, care, așa, iarăși neplanificat chiar deloc, pentru că m-am plimbat pe strada Iurea și am dat de acel muzeu. Mi-a plăcut mult turnul Eiffel noaptea, pentru că nu m-am apropiat de el ziua și chiar a fost o chestie pe care mi-am zis că sigur n-o să merg acolo, n-o să-mi placă. Și mi-a plăcut de oriunde vedeam turnul, pentru că am mers la mai multe locuri de unde se vedea orașul de sus, așa, priveliște frumoasă. Uh-huh. Și mi-a plăcut turnul și ziua, dar noaptea era magnific. Nici nu știam că la fiecare oră exactă, de la începerea serii, gen când se lasă seara pe la 7, cred că e prima oară, până la 1 seara, 1 noaptea, la fiecare oră exactă, câte 5 minute, turnul luminează așa diferit. Sunt niște lumini care sparcă așa. Uh-huh. Sclipesc. Eu am fost în 2010 în Paris, adică acum 13 ani. Sunt convinsă că s-a schimbat foarte mult de atunci. Da. Mi-a plăcut mâncarea. Și ce, numai, ce să nu rateze lumea. Și muzeele chiar. Adică eu mă gândeam că nu merită să merg la Louvre pentru 2-3 ore. Adică, na, știam că trebuie să te dedici o zi întreagă, dar eu nu voiam să pierd zilele numai în muzee, pentru că oricum am fost în foarte multe muzee. Am fost și la Versailles într-o zi. Dar a fost vreme foarte frumoasă, adică mult soare, ceea ce am înțeles că e cam rar în februarie, adică nu chiar toată săptămâna să fie soare și eu chiar așa am prins. Dar asta vreau să zic că la Louvre am stat mai puțin de 3 ore și chiar am văzut multe lucruri, pentru că am avut harta în fața mea, nu ca și când, na, mi-am dat seama că e enormă clădirea, dar am trecut așa pe grabă prin alte camere, săli și așa, care cumva nu mă interesau sau nu îmi transmiteau ceva și mă duceam doar la picturi, na, nu stăteam poate la, nu știu, chestiile de porțelan, chestiile, tacâmuri și așa, ce mai era, veselă. Uh-huh. Și tot așa. Mă rog, oricum acolo mi se pare important să știi și povestea, nu numai așa, deci de asta mă duceam mai mult la picturi la care cumva simțeam cum transmite ceva și ceva, na, care mă interesa în momentul acela. Super. Și cât de scump ți s-a părut Parisul? Mi s-a părut scump, dar asta pentru că eu nu percep nici aici că a venit inflația și că și aici mă minunez când văd o cafea 18 lei la București, de exemplu. Și în Timișoara 16-18, cam așa, da. E un flat white la o terasă. Dacă îți iei din cafenelele de specialitate to go, una e 10-11 lei, dar... Da, mi s-a părut scump pentru că și chiar am mers în mai multe locuri, adică am avut niște restaurante salvate, dar și când mă plimbam, uitam aiurea când era foame la meniuri, pentru că au meniurile expuse. Cam orice fel principal începe cam de la 17 euro, cel mai ieftin, și asta înseamnă puțină cărniță cu niște piure sau legume, deci nu e o piure sau piure? Pireu. Nu e porție mare.
Dar într-o seară am fost la un restaurant japonez și a fost o porție foarte mare de meniu principal, plus supă, plus salată, care au fost, nu știu, 12 euro, 13. Da, deci și ai o varietate. Ceea ce chiar a fost. Da, și ai varietate foarte mare, deci peste tot unde nu sunt muzee și așa, în blocuri rezidențiale sunt restaurante și baruri. Și cât de mulți turiști se părea că erau în... Eu am fost în iulie, asta știu. Dar sunt convinsă că au fost atunci mai mulți turiști decât acum. Nu e ca și când nu mă așteptam, pentru că e totuși vorba de Paris, dar au fost foarte mulți oameni. De exemplu, am fost marți, miercuri, nu știu când, am fost la Orsay și a fost o coadă imensă. Bine, s-au mișcat repede, dar au fost, nu știu, vreo 150 de oameni în fața mea, nu exagerez. A fost începerea programului, adică, nu știu, ora 10. Uh-huh. Și a fost plin. Și atunci se zice că e cel mai bine să mergi când nu e așa aglomerat. Deci habar n-am. După aia, iarăși, la Arcul de Triumf s-a stat mult, iarăși o coadă din asta imensă, dar majoritatea locurilor s-au mișcat repede. Iarăși, hai să zicem că asta era la oraș unde, na, cei mai mulți vin în oraș. Dar în ziua în care am fost la la Versailles, era iarăși super multă lume și Versailles e, na, imens. El, deci în sine, cumva, da, îți dai seama că era foarte multă lume, pentru că curtea aia, care e imensă, era plină la intrare când intram, mm-hmm. sau așa, mă rog, plină, exagerez, dar era multă lume. Și era în timpul săptămânii și așa, asta vreau să zic că, da, foarte mulți turiști. Am auzit foarte multă spaniolă, portugheză, germană, mai puțină engleză, sincer. Francezii vorbeau foarte ok engleza, adică n-am puteam să mă înțeleg. Păi n-ai, totuși Parisul nu e... Da, și nu e ca și când... Pentru că eu, noi în sudul Franței nu pot să zic că vorbeau foarte multă engleză, știi? Da, nici eu asta vreau să zic. Nu pot să zic că vorbeau o engleză bună, dar puteam să înțeleg cât îmi trebuia mie, da, să cumand ceva, da. Să întreb unde e toaleta sau să cumpăr un bilet. M-am descurcat, da. Nu au fost probleme de genul acesta. Ne bucurăm că ai avut parte de vacanță, dar știm că niciunde nu este ca lângă Zoe, care doarme fix lângă Alex. Zoe? Nu știu unde e capul, pentru că e prea neagră. Și mi-am amintit iarăși ceva chestii drăguțe, pe lângă acel muzeu de parfumuri. În fața Notre-Dame-ului, mai ales că acele insulițe, bine, na, nu mă apuc acum să o fac toată lista ce să vedeți. Mi-a pus Milana lampa în față, așa, ca la interrogatoriu. Deci acele două insulițe, unde e Notre-Dame-ul și cealaltă, Saint-Louis, sunt de văzut, sunt mai calme și chiar nu mă așteptam că nu e multă lume acolo. În fața Notre-Dame-ului, într-o zi, am văzut o fată de vârsta mea, poate și mai tânără, care avea o cameră din aceea veche cu ca acordeonul, așa, și făcea poze turiștilor care îi plăteau fotografia pe bază de donație. Și, de fapt, fotografia ieșea pe o hârtie de ziar. Deci era un fel de articol scris și acolo unde parte de fotografie... Era fotografia ta. Da, deci schimba doar fotografia, era un șablon. Și în ziua în care am fost eu, n-aveam cash, să-i doresc nimic, așa că am renunțat, dar chiar mi-a plăcut ideea, pentru că se vede Notre-Dame-ul și tu, și eu, cum am călătorit singură, nu prea am avut fotografii, doar acele selfie-uri la care nu prea mă pricep și nici nu-mi plac. Așa că, na, am renunțat la idee, dar în altă zi, când m-am plimbat în ultima zi în fața Notre-Dame-ului, a fost iarăși acolo un alt coleg de ei care făcea poze și... am ales și eu cu două fotografii. Ia, vrei să ne le arăți? Da. Cam așa arată. În primul rând că nu prea a priceput băiatul, fata părea mult mai dedicată. N-a prins Notre-Dame deloc. Dar mi-a zis că hai că-ți fac și a treia poză și am zis nu, e ok. Da, yeah. Foarte drăguță. Eram curios dacă e același text pe ambele. Da, cred că da. Descoperă de ce Parisul descoperă de ce Parisul e, mă rog, eu și franceză, da. A, uite, jos e. Da, e același. Jos sunt și datele lor, old.press. Da, foarte drăguț, ia că o să-i căutăm pe Instagram.
Asta e, dacă tot filmăm, să filmez și eu manicura mea, mi se pare absolut superbă. Chiar mi se pare super, super frumoasă. Ah, nu pot să dau focus. Deci, adorabil. Bun, Alex, mulțumim că ne-ai povestit despre Paris. Cu drag. Te-am fi lăsat să mă povestești, dar ai vorbit 10 minute și o să ne umpli vlogul și eu voiam să-l țin deschis toată săptămâna, dar cred că o să-l postăm poate luni, nu știu. N-am mai apărut de mult în vlogul tău, deci... Adevărat. Mi-am permis. Da, mulțumim. Mulțumim. Mi-ar fi plăcut să fi mers și noi cu tine în Paris, dar na, noi nu suntem ca tine studenți care au atâta timp și bani. Mai ales bani. Bună dimineața! Nu v-am mai filmat zilele acestea pentru că, bineînțeles, că mi-a ieșit din mână. Dar ieri am ieșit cu Xenia în oraș la cafea, ieri dimineață. Și după aceea am mers cu Alexandra și mi-am luat integrame pentru că asta este ultimul meu hobby, cel mai nou. Și mă bucur pentru că este fără ecrane, în sfârșit, ceva. Și am luat... pentru tinerii pensionari, asta pentru că fac cu bunicul meu și sunt obișnuită cu acest gen. Am aici integrame de călătorie, integrame umoristice, integrame ușoare și astea sunt vechi, aproape că le-am terminat, le-am primit de Crăciun, cred că, și sunt culinare, integrame culinare pentru începători. Astea aproape că le-am terminat și am luat aici să fie pentru viitor să exersez. Chiar am observat că merge mai repede mintea de când, adică în ceea ce le privește, pentru că la început mi se părea cam greu chiar dacă erau cele ușoare, dar odată ce faci câteva, parcă te-ai antrenat și merge mai repede. În altă ordine de idei, fața mea nu arată prea bine. E dimineață, 15 februarie, cred că am zis asta. Ieri am dus-o pe Zoela tuns. Cred că ați văzut câteva secvențe cu ea tunsă. E foarte frumoasă și miroase atât de bine. Și azi dimineața Alexandra a plecat la gara ca să o ia pe mama, pentru că și mama a venit în vizită. Iar eu mă ocup puțin de curățenie și aștept fetele să vină în câteva ore, pentru că mai au ceva treabă prin oraș. Și cam atât. Asta va fi ziua. După ce termin curățenia, o să mă pun să citesc puțin, pentru că asta este un lucru care mi l-am propus pentru acest mini concediu și nu am apucat încă să fac să mă bucur de citit, dar n-are nimic. Am pornit YouTube-ul, ascult pe Cristina Cioabă în timp ce fac puțină ordine pe aici și cam atât. Asta este ce fac. Nu... trece atât de repede timpul când ești liber, dar în sensul în care nu merg la muncă, dar asta este, ce să facem, cam viața pe care o ducem majoritatea dintre noi. Beau cafeaua și o să ies puțin și la soare, pentru că mi-am dat seama că îmi schimbă absolut complet starea și nu m-am povestit, dar în ultima perioadă am început să mă deranjeze genunchii. Și cred eu că stau prea mult pe scaun, pentru că se întâmplă de multe ori, nu știu, 5 ore să nu mă ridic absolut deloc. Și stau și în poziții dubioase, care nu ar trebui să existe. Și am observat că ieri, de exemplu, am mers 13.000 de pași așa la o plimbare. Nu m-a mai durut. Deci clar este de la sedentarism și trebuie să facem ceva în această privință.
Da, asta ca să mă mai plâng puțin că în câteva luni îmi schimb prefixul și eu o să fac 30 de ani. Mi-am adus aminte întâmplător că am varză murată și am zis că o să fac niște varză la Cluj. Și cum fac asta? Călesc aici puțin, în foarte puțin ulei, adică efectiv a fost doar un satig aia și am pus puțin apă, ceapă cu morcov. Acolo fac varza ca să se înmoaie puțin și o să fierb niște orez. Și aici, bineînțeles, o să dau carnea. Și după aceea asamblez și pun la cuptor. Adică un rând de, ca și lasagne, un rând de varză, un rând de carne, un rând de orez. Dar cred că o să împreunez carnea cu orezul ca să am doar două straturi, adică carnea și varză. Dacă vreți să vedeți o minune a naturii care doarme aici în timp ce eu lucrez. Ce faci, Zoeva? Ce faci? În sfârșit îți vedem ochii, măi, că ești așa frumos tunsă. Ești foarte frumoasă. Bună, bună! Încă nu am revăzut ce am filmat săptămâna trecută. Știu că am luat câteva cadre, de vorbit n-am prea vorbit. V-am arătat ultima oară, cred că ultima oară când am vorbit, v-am arătat rețeta de varza la Cluj, sau mă rog, cum fac eu varza la Cluj. Și cam atât. Nu am filmat prea mult pentru că mi-a și ieșit din obicei să filmez și pentru că atunci când ești cu oamenii pe care nu îi vezi în fiecare zi, cel puțin în cazul meu, vrei să profiți de compania lor.
și atunci doar am luat așa câteva cadre. O să zic așa în mare ce am făcut, am fost liberă și am profitat să stăm mai mult afară, pentru că eu îmi petrec mare parte a zilei, adică cam toată ziua de fapt, atunci când e lumină și soare, în casă, la birou, și am vrut neapărat să mă plimb, pentru că în primul rând am dureri de genunchi în ultima perioadă, asta probabil tot așa de la poziție proastă la birou și de la prea mult stat, și asta am și făcut, ne-am plimbat destul de mult eu cu Alexandra. Alexandra a venit în Timișoara asta, știți deja, și ne-am întâlnit cu Xenia într-o zi la cafea. Am ieșit cu mama atunci când a venit și mama în Timișoara, am fost la Azai, am mâncat ceva, cred că v-am inserat deja cadrele. Ne-am plimbat pe malul Begăi, am făcut centru de 1000 de ori și așa. Duminică am fost la filmul Alcaraz, un film foarte simpatic pe care vă-l recomandăm. Un film catalan care a și concurat la un festival din Berlin, festivalul de film. Și ce e interesant despre acest film este că este jucat în totalitate de amatori. Adică cei care joacă în film nu sunt actori, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, pentru că nu am observat neapărat asta, dar a fost așa o viață simplă și o viață pe care ne îndemână și nouă, celor care ne uităm la film. Și cel mai interesant mi se pare că cultura asta a țăranului catalan seamănă foarte mult cu cultura noastră. Am făcut cacofonii peste cacofonii, pentru că cumva am observat aceleași relații interumane care le găsim și la noi. Trebuie să vedeți ca să înțelegeți. Chiar vorbeam cu Alexandra și cu un prieten cu care am fost la film că parcă au aceleași traume pe care le aveam și noi. Cam asta. Și ne-am uitat la serialul nostru, ne uităm la Desperate Housewives. E foarte amuzant serialul și o telenovela mai mare decât telenovelele la care v-ați uitat poate. Și cam atât, nu știu, în mare, cred că în mare am zis așa, am fost și la deschiderea Timișoara Capitala Culturale, Timișoara, am fost și la deschiderea Capitalei Culturale în Timișoara și am fost la concertele care au fost vineri seară, da, vineri a fost deschidere. Și cam asta este tot ce am făcut așa în mare, bineînțeles că nu pot să povestesc o săptămână în câteva propoziții. Momentan lucrez, sunt în timpul lucrului și am vrut să vă povestesc că mi-a apărut tot așa reclamă că Voxa are o promoție și anume primele 3 luni costă 10 lei, adică 10 lei fiecare lună, iar după aceea 50 de lei pe lună, dacă voi continua să am contul. Ce înseamnă Voxa? Este un site cu, eu credeam că sunt doar cărți audio, dar se găsesc și cărți în format electronic și mi-am făcut abonamentul pentru că am început dimineața să, mă rog, am început, vreau să încep și am fost azi dimineața, să fac plimbări mai lungi pentru a face puțină mișcare și asta e cel mai la îndemână și cel mai ieftin și cel mai accesibil. Și în timp ce mă plimb să mai ascult și cărți, pentru că așa aș combina două pasiuni și mi se pare un preț super ok, adică chiar dacă asculti 3 cărți pe lună, să zicem, tot merită, mi se pare. 30 de lei, 10 lei mi se pare un preț super bun, după aia o să văd dacă, cât de ofertant mi se pare site-ul și dacă voi continua sau nu. Cam asta a fost ultima noutate pe care am vrut să o prezint și cred că o să și închei acest vlog pentru că știu sigur că va fi lung și am zis să documentez așa, să-mi rămână mie ca amintire această săptămână pentru că mi-a făcut plăcere să fiu liberă, mult mai mult decât îmi face plăcere să muncesc, dar ce să vezi, nu se poate. În viață bucuriile vin după muncă de obicei, că nu, nimic nu pică din cer, dar norocoși sunt cei care cărora chiar le face plăcere ceea ce fac și sper că la un moment dat să ajung și eu acolo.
Ne auzim la un nou video și dacă aveți sugestii despre ce vreți să mai povestim aici pe canal, vă rog să le lăsați în comentarii. V-am pupat! O săptămână excelentă să aveți!